bună, dragele mele! În acest video vă arăt ce comenzi am mai plasat eu la Sensei, la H&M și la Copio. La Sensei am mai comandat două huse pentru telefon, pentru iPhone 7, 8, 6 și 6S, văd că se potrivește. Una este așa cu sclipici, dar nu focalizează. Și un fel de marmură cu steluțe, a fost 13 lei una. Și cealaltă este un roz, așa, cu acest model foarte faine. Acestea mi se potrivesc la telefon. Apoi, tot de la Sensei, am mai luat copilașului niște chiloței pentru baie. Ăștia au fost 16 lei. Boxer, așa, pentru când mergem în concediu. Ei sunt în măsura 122-128, cu rechin, foarte fain, cu șnur aici și un material foarte bun. Și pe spate sunt așa. Și am mai comandat un costumaș pentru bebeluși. Ăsta nu vă zic prețul lui. Ăsta a costat, adică am zis că nu vă zic prețul. Da, că o să-l ofer cadou. Are niște papucei așa foarte simpatici, cu cățeluș, o bluziță cu cățeluș și pantalonașii. Și este în măsura 80 pentru 9-12 luni. Foarte fain acest set și simpatic. Cred că sunt din bumbac. Iar acum am să vă arăt ce am luat de la H&M. I-am luat copilașului aceste sandăluțe cu Minions. Nu mai știu cât au fost. 50 și ceva de lei. Pe 4 produse la H&M am plătit 160 de lei. Și am avut ceva reducere. 40 de lei. Costau 2 milioane. Deci cu Minions. Foarte faine, ușoare. Pentru acum când vine căldura. Sunt în măsura 28. Și sunt mai bune copilașului. Apoi, tot pentru el am luat acest set de două căciulițe. El costa 50 de lei, dar l-am luat cu 40, că era reducere. Cu cățelușul Patrol și cealaltă este cu cățelușul și albastru simplă, foarte faine și calitative. Și am mai luat copilașul și această gecuță. Ea costa 90 de lei și am luat-o cu 70 și ceva de lei la reducere. Este măsura 134-140. Este un pic mare copilașului, dar numai bună. Se țină și la spate. Da, și o să fie bună și la toamnă. Cam astea au fost cumpărăturile de la Sensei și de la H&M. Și o să vă filmez ce am comandat și de la Copio. Am sosit și comanda de la Copio. Am comandat două pile. Cred că a fost 4-5 lei bucata, nu mai știu. Una cu unicol și una așa cu flori. Apoi am mai luat un nail prep. N-am mai avut de la Copio. Sper să fie ok. Și două oje din astea semi-permanente, care nu necesită bază nici top. Mi-am făcut aseară unghiile. Am aplicat două straturi și îmi place tare mult cum se vede cu această nuanță. Acesta este codul 80A83, dacă vă interesează. Și cealaltă este roșie și are codul ZOAZ3 sau 0. Deci sunt foarte bune aceste oje, n-am mai avut până acum așa, care nu necesită bază nici top, dar cu siguranță o să mai cumpăr. Să văd acum cât rezistă, dar s-a uscat destul de repede și îmi place cum a ieșit. Și am mai primit un biscuit din ăsta cu Copio și cred că au făcut 9 ani de când sunt în România sau nu știu.
o ziua lor, ceva de genul, că erau reduceri. Și parcă o ouă din asta costă, nu mai știu, 40 ceva, 48 de lei. Și am luat-o la 33 de lei. Deci pe două ouă, una il prep și două pile, am plătit 101 leu. Dacă v-a plăcut și vouă, dragii mei, acest clip, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Vă pup, la revedere!